Ionescu va reprezenta peste câteva zile, la începutul, la mijlocul lunii octombrie, la cea de-a 61-a finală mondială România, la Londra. Succes! Succes, Alexandra! Titlul de Miss World România 2011 a revenit Alexandrei Stănescu de 21 de ani. Competiția a fost una acerbă, în finală calificându-se 30 de tinere alese din întreaga țară. Fetele au defilat în rochii de seară, creații ale unor designeri cunoscuți, dar și în costume de baie. După o deliberare grea, membrii juriului au luat în cele din urmă o decizie. Deocamdată nu realizez ceea ce se întâmplă, dar probabil că mă voi liniști și mă voi bucura cu adevărat de acest moment. Te așteptai să câștigi? Nu mă așteptam, pentru că, am spus, toate fetele au fost extrem de frumoase și deosebite. Urmează pentru tine Londra. Vrei să faci o surpriză frumoasă, să vii cu siguranță, cu siguranță că da, mă voi pregăti cât pot de bine și promit că nu vă voi dezamăgi. Noua deținătoare a titlului de cea mai frumoasă femeie din România va reprezenta țara noastră luna viitoare, la cea de-a 61-a ediție a concursului Miss World de la Londra. Peste 120 de tinere frumoase se luptă pentru titlul de cea mai frumoasă femeie din lume. Concursul Miss World România 2011 a fost organizat în orașul natal al câștigătoarei de anul trecut, Lavinia Postolache, aceasta predând coronița mai departe câștigătoarei ediției de anul acesta.